Accidentul rutier a avut loc luni dimineață pe șoseaua de centura a municipiului Rădăuți, spre Volovăț. Șoferul de pe volă le-ar fi spus polițiștilor că înainte ca mașina de teren în care se afla tânărul de 34 de ani din marginea să se izbească în utilaj, acesta a circulat destul de haotic pe stradă. Bărbatul ar fi tras spre marginea drumului cât de tare a putut, dar autoturismul tot s-a izbit frontal în volă. La fața locului au fost trimiși pompierii militari ai detașamentului Rădăuți cu o auto specială pentru descarcerare și oameni ambulanță Smurd B2 cu sprijinul unui echipaj al serviciului de ambulanță județean. Pe conducătorul autoturismului l-au găsit încarcerat în stare de inconștiență. Personalul medical de la fața locului a concluzionat că șoferul avea leziuni incompatibile cu viața încă dinainte să fie extras dintre mormanele de fiare. În ceea ce îl privește pe șoferul utilajului, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale, întrucât era în stare de șoc. Ulterior a fost transportat la spital de către echipajul Smurd. La locul accidentului, nu se observă urme de frânare, astfel că polițiștii iau în calcul orice variantă drept cauză pentru acest accident. La necropsie se va afla dacă bărbatul a produs accidentul ca urmare a unei condiții medicale. Tânărul care și-a pierdut viața în teribilul accident era om de afaceri în zona Rădăuți, unde deținea un depozit de materiale de construcții.